M-am surprins probele, am așteptat să le văd, 2 săptămâni aștept să le văd. Și... Ați avut emoții? Da. Da. De ce? N-am știut ce se Păi acolo. Dacă vă știți nevinovat, de ce să aveți emoții? Da, totuși. Da, cum vă explicați faptul că s-au găsit aceste probe pe acele haine, pe acele obiecte? Nu pot să-mi explic. Domnul Tucă, sunt suspect de frumos așezate. Când vorbim de probe și vorbim de acele pete de sânge care s-au găsit în casă, vorbim de dispariție și așa mai departe, nu prea am argumente în apărarea noastră. Când vă văd în toate aparițiile publice, când vă văd, cum să spun, calmul, detașarea, uneori chiar zâmbetul cu care abordați tot ceea ce vi se întâmplă, pe mine mă dezarmează total. Încep să mă întorc chiar la probe și fac naveta asta între probele pe care le prezintă parchetul, probele pe care le prezintă autoritățile și această atitudine a dumneavoastră absolut incredibilă, dacă e să mă întrebați pe mine. Da. Fie și numai prin faptul că treceți prin tot ceea ce treceți. Toată lumea care mă cunoaște poate să spună că nu sunt diabolic. Nu sunteți diabolic, dar sunteți polițist. Sunt polițist, dar un polițist care nu e diabolic. Facem un exercițiu de imaginație. Domnul profesor Butoi spunea că nu are aproape niciun dubiu în ceea ce privește vinovăția dumneavoastră. Sigur, a invocat deseori prezumția de vinovăție în ceea ce vă privește, dar spunea că atitudinea dumneavoastră, felul în care mișcați mâinile, felul în care înghițiți, felul în care faceți tot ceea ce faceți, arată că sunteți vinovat. O să vă las mai încolo să comentați și asta, dar până atunci sunteți polițist. Da. În Academie ați învățat foarte mult ce înseamnă să descoperiți o infracțiune, ce înseamnă să descoperiți o crimă, cum la fel de bine știți ce înseamnă să acoperiți urmele unei infracțiuni. Spuneți-mi, sunteți polițistul Cristian Cioacă în acest caz. Da. E foarte greu să vă detașați. Ce ați spune despre acest caz? Că e un caz complex. Uite, în continuare aveți zâmbătul ăsta care pe mine mă dezarmează și... Cine m-a cunoscut înainte, permanent aveam zâmbătul ăsta. A, nu, n-am spus că nu l-ați avut, l-ați avut de la bun început. Nu. Dar pe mine aș putea spune chiar că mă complexează, că este un caz complex. Da. Și pentru polițistul din dumneavoastră, care ar fi, să spunem, pista pe care ați mergeți? Pe care ați merge? Care este, încotro v-ați îndreptat în pe acest caz? Pe cea a dispariției. Pe cea a dispariției? Da. De ce? Pe cea a personalității soției mele. Pentru că nu am cunoscut-o. De ce n-ați sesizat faptul că v-a fost că a dispărut uniforma dumneavoastră? E vorba de cămașe și de haina de polițist. De pantalon. Pantalonii de polițist. Da. Pentru că, după cum am și declarat, nu știu câte uniforme am. Există o evidență cu hainele care ni se dau și... Toate aceste uniforme le-ați ținut acasă sau le-ați ținut și la poliție? Acasă. Nu, la poliție nu. Deci nu exista nicio uniformă la poliție? Toate aveați multe uniforme, domnule Cioc? Da. Cum au ajuns picăturile de sânge în portbagajul mașinii dacă perechea de chei era doar la domnul Cioacă? Perechea de chei o avea doar domnul Cioacă. Nu știu, nu am văzut petele de sânge din portbagaj. Dar e adevărat că acea cheie era doar la dumneavoastră? Da, e o singură cheie la mașina aia, domnul Tucă. E o singură cheie? Da. Cu această mașină a călătorit și soția dumneavoastră? Da. A mers? Da. Dar n-a avut niciodată cheile? Nu. Ea nu are nici permis de conducere. Ipoteza este că soția mea s-ar fi întors acasă după ce eu am plecat cu copilul. Ce s-a întâmplat ulterior nu pot să mai știu. Aceste obiecte au fost găsite într-un sac între Poiana Brașov și Râșnov. Da. Și dumneavoastră n-ați fost de când a dispărut soția dumneavoastră pe acest drum? Pe traseul ăla, nu. N-ați fost? Nu. Da, interesant. Mi s-a părut totuși prea mult ca dumneavoastră să participați la conferințe de presă, să participați la dezbateri a doua oară când veniți aici, să faceți toate aceste lucruri și în același timp să fiți și nevinovat. Am venit aici pentru dumneavoastră, domnul Tucă. Și conferința de presă am făcut-o la sugestia domnului avocat. Când ați avut ultima discuție cu soția noastră, acea discuție aprinsă, când a fost vorba de divorț, ați avut pistolul, tocul pistolului la dumneavoastră, aveați echipamentul de polițist? Nu, domnul Tucă. Pentru că există acea probă de pată de sânge care s-a găsit? Nu. Deci nu ați avut. Nici în data de 29, nici în data de 30.
N-ați avut uniformă. Și ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă mai simțiți, așa cum i-a spus data trecută, că soția dumneavoastră este vie. Da. Aveți în continuare acest sentiment? Da. Mai accentuat sau din ce în ce mai... Nu pot să vă spun dacă e mai... Este la fel? Credeți la fel de tare ca săptămână, ca acum o săptămână, că soția dumneavoastră e vie, că Elodia Ghinescu trăiește? Poate nu la fel de tare. Dar cred.